ultimele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Se va mai întâmpla amnistia și grațierea, pentru că înțeleg că sunt colegi de-a dumneavoastră de partid care consideră o fantezie juridică chestia asta. Cine este asta? Cred că doamna Firea. Domnul Dumitrescu. Întrebarea este dacă se poate juridic, da, așa ceva. Pentru mine, ideea amnistiei nu este o iluzie juridică. Ca să o discutăm foarte deschis și tranșant. Se vorbește în spațiu public de foarte mult timp despre a se găsi o soluție sau un pachet de soluții. Sunteți mulțumit de domnul ministru al Justiției Tudorel Toader? Cred că la un moment dat trebuie să se, hotărească sau trebuie să finalizeze propunerile de acte normative. Dom'le, domnul Liviu Dragnea a pus în fața acestei întrebări cu care sigur, ar trebui să defileze mai mulți. Și ați văzut un pic încurcat. Nu știu, domnule, exact cu amnistia și grațierea, dacă sunt fezabile, dacă nu sunt fezabile. Eu doar le-am spus la televizor. Eu doar le-am spus în fața țării întregi. Acum trebuie să se ocupe oamenii de specialitate. Eu le-am dat o temă. Eu vreau să nu mai intrăm în închisori. Eu vreau să stăm afară. Mie îmi place libertatea. Acum nu știu care e procedura. Dacă se merge pe ideea aceasta, dacă se merge pe ideea colaborării dintre serviciile secrete și parchet, nu știu. Serviciile publice. La vedere. Mă, trebuie văzut. N-am vrut să spun în momentul de față că e o situație delicată. Deci, după cum probabil știți, ziua de naștere a domnului Liviu Dragnea este pe 28 octombrie. Nu mai e foarte mult până atunci. Nu are de unde să știe toate detaliile privind amnistia. Că îi fac oamenii ăștia o surpriză. E cadou. Dânsul a spus în nenumărate apariții publice. Sigur, mi-aș dori o amnistie dacă s-ar putea. Înțelege că e mult, dacă nu sunt posibilități anul ăsta, anul viitor, dar la început, că după aia s-ar putea să nu mai aibă ce să facă cu ea. Ba chiar multă lume l-a și urmărit pe domnul Dragnea, domnule, v-ar sta bine o amnistie, uitați-vă la dumneavoastră un pic. Dar chiar de ce n-aveți o amnistie? Nu mi-am luat, nu m-am gândit, nu m-am... Oamenii s-au pus de acord și zic, ce-i luăm lui Dragnea? E ziua lui acum pe 28. Păi am înțeles că ar vrea o amnistie. Păi și cum facem? O luăm de undeva, o dăm... Hai să o facem noi. Îi facem noi una. Uite, vorbește cu Viorica să-i croșeteze o amnistie. Și s-a pus tanti Viorica pe lucra la amnistie. Răzvan Dumitrescu, cum este? Jurnalist vechi, cu surse. A aflat despre această surpriză plăcută care îi se pregătește domnul Liviu Dragnea. Cât pe ce să strice această surpriză plăcută. Și a început să întrebe. Cum o fi cu amnistia? Cum o fi pe partea elată? Nu a fost diplomat. N-a vrut să-i pună într-o situație delicată nici pe colegi, să le strice cum ar veni surpriza. Oamenii și-au dat interesul. Ai văzut că și-au dat interesul. Da. Și a vrut totuși să-și răspund. A zis, am înțeles că ar fi o amnistie, nu știu foarte multe. Dacă o fi, dacă o n-o fi, eu mă bucur și dacă mi-au un pony sau ce mai vrea el, varianta a doua, o mașină cu ITP, orice. Dar în principiu ar fi vorba despre amnistie. În altă ordine de idei, detaliile astea știi cum sunt? Punea Dumitrescu întrebările în sensul care voia să afle cine ar mai bucura această amnistie. Mă, Liviu Dragnea, nu cred că a intrat în profuzimea subiectului. A zis, îmi trebuie urgent o amnistie. Le-a fi dat dosarul. A zis, asta este situația, doctore, ce-mi recomanzi? O amnistie. Merg pe mâna ta. Eu am făcut o amnistie, cred că pornind de la dosarul domnului Dragnea, și ca să nu fie ceva extrem de evident, sau ca să bucure un spectru mai larg de cetățeni, au mai inclus niște categorii, au mai pus niște amendamente, au mai aranjat. Nu știe domnul Dragnea pe cine va lovi această amnistie, pe cine va ferici. Că, să fiu sincer, nu cred că îl interesează. Vezi că mai scapă 1000 de oameni. Treaba lor, Dumnezeu cu ei. E, de asta nu pot să-l întreb. Dânsul cred că știe doar atât. Domnule, le-am zis, mi-au luat măsuri, îmi fac o amnistie dacă de comandă. Dacă nu mă înșel, domnul Liviu Dragnea ne provine din Comuna Grația, nu? Domnul vine din Comuna Grația. Sigur că lui sună bine și grațiere, dar, în fine, omul a zis, domnule, mă las de ce comuna... nu se schimbă denumirea? Comuna Grațierea. Județul Teleorman. Grațiela, de exemplu, că o avem acolo la masă, la guvern. Nu. Bun, între timp, domnul Liviu Dragnea a intrat în posesia acestor zvonuri, acestei zvonistice, și anume faptul că domnule, se pregătește ceva, nu știe exact ceva, se pregătește. Eu l-am rugat pe Tudorel Toader să se ocupe de chestia asta și senzația domnului Liviu Dragnea este că Tudorel Toader cam stagnează. Domnule, cam stă, domnul Tudorel Toader cam șomează, ceea ce sigur că domnului Dragnea îi plac șomerii, dar șomerii care votează, nu șomerii pe care îi numește el. Și domnul Tudorel Toader însă,
are această scuză. Deci s-a iscat din nou această intervenție, Tudorele fă ceva. Cam asta, despre asta era vorba mai. Tudorele fă ceva. Doar că domnul Tudorele Toader, așa cum ziua domnului Dragnea este în curând, domnul Tudorele Toader a avut și nuntă weekendul acesta, pregătiri de nuntă. Vă dați seama, știți cum e, cum se organizează o nuntă la noi în țară. Dom'le, durează foarte mult și sunt detalii care trebuie pregătite. Uitați-vă și voi aici ce zic oamenii. Ministrul Justiției Tudorel Toader și-a cununat băiatul cu agenții de pază la ușile stării civile. Păi stai să antamezi agenți de pază, să faci, să treci. Deci nu e ușor. Bun, a fost această cununie civilă în weekend, să urmărim imagini de la domnul Tudorel Toader de acasă. Toader este socru mare. Fiul său cel mare, Alexandru Ionuț, s-a căsătorit. Cununia civilă a fost una restrânsă la care au participat doar familia și prietenii apropiați. La ceremonie, Tudorel Toader a venit într-o limuzină de culoare neagră alături de soția lui. Fericit și emoționat pentru fiul său, ministrul Justiției a declarat că își dorește să fie bunic, însă toate la timpul lor. Sunt emoții firești, este o bucurie firească, este un început evident de drum. Le dorim sănătate, le dorim fericire, vă dorim și dumneavoastră tot ceea ce vă doriți să împlinească. Mulțumim frumos! Așteptați să deveniți și bunici? Toate la vremea lor. Fericiți, cei doi mire au declarat la sfârșitul ceremoniei că își doresc să fie sănătoși și cu siguranță în viitor va veni și un copil. Cu siguranță. Ceremonia a fost oficiată chiar de către primarul Mihai Chirica, un rival politic al lui Tudorel Toader. Da, o oficiere mai încărcat așa de, eu știu, de diverse evenimente care au trecut peste România și Iași, dar bineînțeles copiii trebuie apreciați ca orice altă familie care se prezintă la noi. Ce mici erau emoționați? Emoționați erau, am văzut asta în ochii lor, casă de piatră și să facă repede copii. Marea petrecere de nuntă a celor doi tineri va avea loc în luna octombrie. Da, s-a rezolvat cununia civilă, se pare că exact în luna în care e născut Liviu Dragnea se face și această nuntă. E o lună plină de surprize, da, cu Liviu surprize. Dragnea. Și mai știu câteva evenimente în octombrie. Acum, domnul Tudorel Toader joacă extrem de periculos. Nu știu dacă este sesizat acum anunța. Pentru că Cine a căsătorit pe oamenii ăștia? Exact cel care îi se opune lui Liviu Dragnea. Pe de altă parte. Exact unul dintre... Cine a căsătorit pe copiii lui Liviu Dragnea? Exact cea care îi se opune actualmente lui Liviu Dragnea, și anume doamna Gabriela Firea. Bine, acolo am înțeles că a fost o promisiune mai veche, s-au rugat copiii dacă ați vrea, că știi că există și aroganța asta. Dom'le, mă căsătoresc, dar vreau să vină primarul. Mie vine primarul, domnule, nu pot să stau cu ofițerul ăsta. Mie vine primarul să-și pună diagonala aia cu tricolor pe el, să-l văd, să așa, așa. Domnul Tudorel are și Chirica. Dar eu nu știu dacă ce îi se permite domnului Dragnea, adică relația asta cu Firea, se oficializeze cununia copilului, îi se permite și domnului Tudorel Toader. Răzvan, nu știu. Trebuie să admitem faptul că Chirica... Liviu Dragnea a aflat despre conflictul cu doamna Firea săptămâna aceasta. Așa... Nu știa că sunt certați. Așa a declarat aseară, că el nu știa că există o problemă cu doamna Gabriela Firea până săptămâna... Nu, săptămâna trecută. Până săptămâna trecută. Sigur și că... dar spre final, joi abia. Joi, vineri, început de vineri. Domnul Tudorel Toader n-are nicio scuză. Deci domnul Chirica este dividend în Partidul Social Democrat. Cum se numește, Tudorel Toader nu e PSD-ist, domne. E o somitate tehnocrată. E o somitate tehnocrată. Păi da, tehnocrata cu Chirica. Uite, multă lume are impresia că domnul Liviu Dragnea vorbește degeaba. Deci uitându-te la televizor, ascultându-l pe domnul Liviu Dragnea, ai senzația că nu mai ascultă nimeni, ba chiar pare așa că lista celor care îi se opune destul de mare, încât îl cuprinde și pe domnul Paul Stănescu, care înțeleg că este deja o nucă din ce în ce mai tare acolo în Partidul Social Democrat. Dacă și Paul Stănescu îi se opune, s-a terminat. Ministrul Dezvoltării, știm cu toții că așa a ajuns Liviu Dragnea important, fiind Ministrul Dezvoltării și consolidându-și niște relații cu oameni din teritoriu. Bun. Totuși, domnul Liviu Dragnea, la un moment dat, a fost deranjat de felul în care este condusă în alta curte, cea care găzduiește, practic, dosarul care îl va face celebru într-un fel sau altul
în perioada următoare. A fost deranjat despre faptul că se încearcă cumva o dinamizare a soluționării dosarelor și anume a motivării dosarelor. Deci domnul Liviu Dragnea, când președintele Înaltei Curți a ieșit la televizor și a spus că e deranjată de aceste tergiversări în ceea ce privește motivarea sentințelor, domnul Liviu Dragnea a ieșit la televizor și el într-o contrapartidă și a zis, nu e în regulă aceasta, adică de ce se pune presiune pe oameni, pe judecători? Lasă-i, domnule, să motiveze în timpul lor. Pentru că nu grăbim, că poate scriu cu greșel, poate... Da, domnul Liviu Dragnea depinde într-un fel de această motivare a ultimei sale sentințe, pentru că în funcție de când apare motivarea, domnule, apare și apelul. Nu, da, dacă motivarea durează prea mult. Da. Poate se pensionează judecătorul. Deci ideea este că să nu ne grăbim. De la început. Cert este că din momentul în care s-a făcut acea declarație până în zilele noastre, au trecut mai bine două luni, să zicem, dacă nu chiar 3-4. Hai să vedem o listă de motivări care, sigur... Se lasă așteptate. Da. Dosarul Liviu Dragnea. Dom'le, din 21 iunie 2018. Nu are motivare. Are sentință. Are sentință, dom'le, că o știm. Dar 3,6. Nu are motivare. Zici că e cutremur de la legere. 3,6, da. Foarte mult. 3,6 pentru Liviu Dragnea s-ar putea să fie destul de mult. N-are motivare. Călin Popescu Tăricianu. 22 mai 2018. Achitare. Relaxare aici. Dom'le, achitare, neachitare, trebuie, da, să mergem mai departe. Se duce în finală. Stai că nu e decizie definitivă. Da, corect. Dar ca să meargă în finală, trebuie să treacă de acest hop. Și anume, trebuie să primească motivarea. Darius Vâlcov. 8 februarie 2018. Aici, 8 ani de pușcărie, nu-ți dă aici de acolo. Dom'le, omul ăsta stă cu această... Să-și pună pe Facebook. Da, uite, dar nu vrea domnul Darius Vâlcov. Ca să nu mai aștepte publicarea de către instanța motivării. Să o publice dânsul pe pagina de Facebook. Cum are dânsul acces așa la fișe medicale? Cum are domnul Darius Vâlcov acces la protocolul secret dintre SRI și alte instituții ale statului? Nu are acces și la o motivare? Să o publice dânsul pe Facebook? Cu altă variantă. Te rog. Să o scrie el motivarea, dacă vede că oamenii ăștia stau, pentru că el a scris programul de guvernare. Deci poți să scrii și programul de motivare. Că are diferența. Dar motivarea în dosarul Vâlcov era prevăzută în programul de guvernare? Nu era prevăzută în programul de guvernare, dar mai intervin lucruri pe parcurs, Răzvan, adaptăm. Uite, Victor Ponta. 10 mai. Dom'le, e mai recentă decât atunci. Dom'le, de ziua regalității. Da. Mare monarhist. Mare monarhist, Nicu Titulescu. Cristian Rizea, și el la fel. 7 decembrie 2017. 2017, încă n-a apărut motivarea. Domnul Cristian Rizea, el n-a mai apărut pe la televizor, era un celebru. Nu venise Crăciunul când venise sentința la domnul Rizea. Deci de-abia afla domnul Daia despre pesta porcină. Nu, nu aflase încă. Nu aflase. I se spusese, dar n-aflase. Nu. Da. I se spusese de prin august, dar nu aflase. Dar nu aflase încă. Cristian David, 5 decembrie 2017. Deci 5 Cristian David, 7 Cristian Rizea, să te cheme Cristian și să fii judecat până decembrie anul trecut, nu era de bună. Domnule, sunt foarte mulți, domnul Viorel Hrebenciuc și dânsul ăștia. 9 mai 2018. Mai recent, domnule. Radu Mazăre, 28 iunie 2018. Dosarul ANRP, 29 iunie 2018. Sebastian Ghiță, 14 iunie. Păi ăștia din iunie 2018 nici nu m-aș grăbi să-i trec în revistă pentru că e mult prea cald. Încă nu poți să judeci la cald. Da, oricum. Trebuie să lași, să se așeze decizia aia acasă. Dar cu Rizea și cu Cristian David îi lăsăm pe oamenii ăștia să aștepte. Sunt în așteptare în momentul de față. Între timp se întâmplă tot felul de conflicte la nivel înalt. Țara asta, domnule, românii până la urmă a avut dreptate domnul Codrin Ștefănescu. Românii nu mai suportă, domnule. Sunt niște tensiuni. Să știi că am observat și eu. Românii chiar nu prea mai suportă. E o stare de tensiune în țara asta. Dacă n-a început emisiune. Dacă și în otopeni, totuși, ne trezim cu conflicte de genul acesta. Aeroportul otopeni. Adică nu cumva pe câmp. Că zici în otopeni, te gândești cum era pe câmp, pe izraz încolo. Nu, domne, în aeroport. În aeroport otopeni. Scandal mare astăzi. Foarte mare. Între domnul... Scandal politic. Război politic. Scandal politic, altfel nu putem să-i spunem. Domnul Cristian Preda, europarlamentar actualmente. Independent. Păi nu era trecut de domnul Băsescu la europarlamentare? Era, da, și-a trecut, da, și-a câștigat, urma. Și-a câștigat independența domnul Cristian Preda? Și-a proclamat independența. Mă rog. Da. Zice așa pe Facebook, că de aici a plecat, că de poate nu afla nimeni dacă nu scria domnul Cristian Preda. Aflau doar cei care au văzut cu ochii lor. Îl văd pe Gigi Becali trecând pe la poarta de protocol. Îl întreb pe ofițer, de ce trec pușcăria și pe acolo? De ce trag pușcăria? Malițios. De ce trec pușcăria și pe profesor. Acolo? De ce trec pușcăria și aia pe acolo? Da. Becali aude, deci nu era așa, a și strigat. De ce trec pușcăria? Deci dacă a auzit domnul Becali... Domnul ofițer, de ce trec pușcăria așa? Da, tu, că la tine mă uit. Tu cu mustață nu strâmba. Și începe să înjure ca la ușa cortului. Cum anume?
Ceea ce e sigur, nu este caracteristic, practic te și miră când auzi așa ceva. Dar nu sigur era Gigi Becali? El nu m-a înjurat de mult. Eu cred că pare un bun an, doi, de când am mai înjurat pe cineva la televizor. Eu știam că se lăsase. Mă rog, că îl schimbase închisoarea, că nu știu, că... Nu? Sau? Nu știu. Mă urmărește prin aeroport amenințându-mă și urlă porcării de nereprodus. Fii atent că și Cristian Preda se înscrie în galeria marilor oameni politici urmăriți și amenințați. Pe Liviu Dragnea mi l-au urmărit, au vrut să mi-l asasineze. Pe Gabriela Firea mi-au urmărit-o, nici nu te așteptai cine, chiar Brutus. Liviu Dragnea a urmărit-o. Acum și pe Cristian Preda l-a urmărit și l-a amenințat? Dom'le, urmărirea Gigi penală Becali. E una. Urmărirea lui Becali e mai gravă. Că asta, te urmărește cineva penal, se poate întâmpla oricum. Asta te urmărească chiar domnul Becali. Apoi trage un șut în geantă pe care o port pe umăr. Deci a tras un șut peste geanta pe care o poartă pe umăr. Și aici intervine toată chestiunea. Ce l-a enervat, cred că ce l-a stat din... Că doamna Grapini și domnul Bușoi l-au luat în brațe și l-au îmbrățișat pe domnul Preda. Văzând pe această Preda. Scenă... L-au îmbrățișat pe domnul Becali. Becali. Că dacă l-au îmbrățișat pe domnul Preda, înțelegeam ca să-l calmeze. Domnule, dacă... Hai, Cristi, liniștește-te, că nu-ți face nimic, suntem toți aici. Dacă îmbrățișau un jandarm, deci iar era seama, bine. Domnul... Da. Stai seama, domnul Cristian Preda, cât de iubit e în grupul ăla europarlamentarilor români, dacă ceilalți doi europarlamentari, bine, Maria Grapini și Cristi Bușoi. Mă rog. Da, europarlamentari. Da. Au documente. Scap de marțafoi zicându-i că, că voi chema poliția, zice domnul Cristian Preda. Hai să vedem momentul teribil petrecut în aeroport, după care ne întoarcem. Poliție, poate, spun la poliție că ai după capă sensul pe lise, pune de coamă. Și l-ai trădat imediat. Ca să te arăt eu ție, ca să mai faci lumea pușcăriaș. Să citesc pe domnul Cristian Preda. Vedeți-vă de steaua! Vedeți-vă de steaua! Sigur că în momentul când a aflat domnul Becali că trebuie să-și vadă de steaua și nu de FCSB... Vedeți-vă de FCSB! A fost încântat, zic, uite, totuși bate în retragere, uite, domnule. Bravo, îmi place că nu ești obraznic. Așa da! Așa da, că bravo. Știi că de fapt singura stea e FCSB, da? Da? Ai văzut cum s-a repliat? Vedeți-vă de FCSB, vedeți-vă de steaua pe care o meritați și ați condus-o atât de bine. La an de zile, că dacă nu erați dumneavoastră, poate nici nu mai exista echipa asta. Da. Mare lucru asta. Altă... Dar nu vă respect deloc. O altă problemă intervenită este și la domnul Becali. Care ce problemă ar putea interveni la domnul Becali? Sunteți europarlamentari și faceți oamenii pușcăriași? Nu, domnul Becali, justiția îi face pe oameni pușcăriași. Aici e problema. Justiția îi face pe oameni pușcăriași, nu domnul domnul a avut Preda. Și domnul Cristi Preda un moment de aroganță, ca să-l cităm chiar pe Gigi Becali. Cum se duce în loc să-și vadă de treaba lui? Te duci dumneavoastră, mă, oricum, stai acolo. Deci, tu știi câți bani câștigă domnul Cristian Preda? Într-o viață de profesor universitar, că dumneavoastră e profesor universitar, da. A fost și decan, da. N-ar fi câștigat banii pe care îi face într-un mandat de europarlamentar. Deci nu-ți imaginezi. Foarte mulți bani. Și mai are încă până la anul, când sunt alegeri. Domnule, liniștit mergea el așa, plutea pe valoarea contului bancar pe care a reușit să-l dezvolte, să-l crească, că l-a hrănit lunar cu banii de la Parlamentul European. Și singura lui îngrijorare era de ce trece Gigi Becali nu știu pe unde. Asta era marea lui problemă. E, pus în fața confruntării, dom'le, dacă te cerți la departament, că nu mai e catedră acum, cu colegii tăi profesori, poți să ai genul ăsta de ironică, da. Se răspunde la fel. Ce am auzit despre domnul... Nu te așteptai să te alerge, Gigi Becali, să-ți dea ușurcă. Ce am auzit despre domnul Cristi Preda este că acesta este un fel al dânsului de a fi, că înțeleg că mai mult s-au plâns de faptul că sunt jigniți, totuși așa... De Cristian Preda? Da, cu voce mai joasă, așa cum l-ați auzit și... Da, înțeapă mult Cristian Preda. Îi spune bună seara domnului Gigi Becali. Bună seara. Ne-a auzit domnul Becali? Alo? Bună seara, domnul Becali, ne auziți? Domnul Becali este pe serpetine în Grecia și poate că se pierde semnalul. Bună seara, domnul Becali! Da, sunt pe serpetine și nu s-ar putea să... Se mai întrerupe. Încotro mergeți? Mergeți că spre muntele Atos sau unde vă... Da, trebuie să refacem legătura. Să încercăm să refacem. Sunt tot felul. Dacă mergeți pe muntele Atos, înțeleg aceste ispite care intervin pe parcurs. Atunci și Cristi Preda putem fi considerată o ispită. Păi, adevărată ispită. Păi, de altă parte, uite că și justiția, și în legătură cu asta vreau să-l întrebăm pe domnul Becali, dacă reușim să-l mai prindem încă o dată, că uite și justiția poate să devină o ispită în calea acestei, în calea domnului Becali. Potrivit articolului 193, deci dânsul este acum, în momentul de față, ce s-a întâmplat, domnule? Eliberat,
Nu, eliberarea condiționată. Și atunci eliberarea condițională se face, condiționată se face totuși sub anumite, sub anumite egidă. N-ai dar voie să n-ai dai voie șut în fund unui europarlamentar. N-ai voie să înjuri europarlamentar. Nou cod penal, lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferință fizice se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Iar acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Domnule Buzăianu, n-a suferit fizic domnul Preda că l-a lovit cu piciorul, cu vârful piciorului, în geantă. Da. Ai înțeles? Deci a suferit fizic geanta. Nu. Hai. Păi și domnul Preda, până la urmă, tot a suferit emoțional. Da. Dar domnul Cristi Preda e o geantă, dar nu o mai poartă nimeni, pentru că dânsul de când și-a proclamat independent, că a simțit el că PDL-ul așa nu e, nu e în regulă PDL-ul ăsta și nu știu. Și nici PDL-ul ăsta nu e în regulă, nu mai e în regulă nimic. Dânsul este independent. O să ar putea să-l vedem într-un partid politic la anul, când se candidează în nou. Poate-l vedem din partea PNCCD. Că uite, PNCCD a ratat până acum. Te duci frumos la PNCCD și spui pentru că popular, european, pentru că valorile creștine democrației. Nu m-ar mira să-l văd acolo. Știi că de regulă oamenii când nu mai prind un mandat, încearcă de la PNCCD. Bună seara, domnul Becali, ne auziți acum? Da, vă aud. Domnul Becali, vă întrebam anterior dacă mergeți către Muntele Atos, că nu știu exact unde vă îndreptați. Eu acum sunt aproape de munte. A, și vedeți că a apărut această ispită chiar la plecare, cum se întâmplă de obicei. Da, ispită eu. L-am văzut, l-am salutat. Cunoșteau, hai să-l salut. Nu mi-a răspuns. Da, asta e, nu-i obligat om. Când băia făceam poze cu niște copii, e probabil s-a implicat de faptul că l-a descălțat. Mi-a spus un prieten, spune, el s-a făcut cap la față când l-a descălțat la control și de ce pe mine nu l-a descălțat. Păi era apă, e... pușcăriaș. Pușcăriaș. Eu făceam poze cu niște copii și el spune pușcăriaș, face poze. Aha. Stai seama. Bine, alaltă este numai niciun, că nu a făcut niciun, spune eu, că am dat cu șutul, că nu ce. Niciun. Adevărul e că n-apare în imagine acest gest, în imagine pe care l-am urmărit mai devreme, să-i fi dat un șut în geantă, dar... Da, bănuiesc că sunt camere de filmat acolo la aeroport care pot certifica faptul că s-a petrecut sau nu s-a petrecut gestul acesta. Pe de altă parte, vorbeam mai devreme, citam așa un pic din legislație ca nu care cumva să vă, nu știu, să depună vreo plângere, ceva, în urma acestui incident, domnul Preda. Dacă ce? Să depună vreo plângere în urma acestui incident. De plângere că ce? Plângere că ce? Că m-a făcut pușcăria și m-a făcut handicapat? Eu pușcăria și nu mai sunt, el handicapat e. Da. Deci n-a existat nicio altercație fizică, adică nu v-ați... Păi dar nu vedeți, păi dar nu sunt acolo, n-a fost grafini, a fost ușoi, au fost acolo europarlamentari, au văzut tot. Păi da, domnul Preda i-a pus pe europarlamentarii Bușoi și Grapini, că ar fi prieten cu dumneavoastră și n-ar fi prieten cu el. Da. Păi să mă întreb dacă sunt colegi cu el și sunt prieten cu mine, îți dai seama? Deci, dar e un conflict mai vechi de-al dumneavoastră cu domnul Preda sau abia astăzi a apărut problema asta? Nu, domnule, n-am nicio treabă cu el, spui dacă l-am salutat. Nu l-am salutat, din instinct l-am salutat în cap, l-am salutat. Și deci nemulțumirea a fost că dumneavoastră avea intrat pe la poarta de protocol și el nu. Și a trebuit să se descalțe. Nu, el... Și ca ce vorbi și acolo, domnule, cum trece pușcăria și pe la protocol? Da. Da, spune. Da, citeam acum ce a mai scris domnul Preda. Zice așa, că i-ați fi spus dumneavoastră, l-ați fi amenințat. Dacă nu te băga Băsescu pe liste, mureai de foame și l-ai trădat imediat. Ca să-ți arăt eu ție, să mai faci tu lumea pușcăriaș, că na, ești europarlamentar. Că e un fel de amenințare aici, mă rog. Păi cum e amenințare? Că i-a arătat dumneavoastră lui, nu știu. S-a simțit amenințat? Păi i-am arătat, adică i-am spus, adică i-am spus că l-a băgat pe listă Băsescu și că murea de foame. Asta i-am arătat. Altceva ce să i-arăt? Bine, nu cred că murea de foame, că avea un salariu acolo ca profesor universitar. Dar cum se făcea? Bine, așa m-a, da, a fost o metaforă. Am înțeles. M-am pronunțat eu, nu? Dar cum se făcea că dumneavoastră că... erați la protocol și europarlamentarul Preda nu era? Ca să poate să înțeleagă și lumea de ce el a trebuit să se descalțe. Păi, dar nu știu că oamenii mă cunosc, vine, mă iubesc și probabil
mă simpatizează, da, domnul de care poftiți mai repede. Probabil asta l-a afectat. Acolo la protocol plătești. Probabil că asta l-a afectat. Pe de altă parte. Deci poate... invidia. Da. E un păcat. E un păcat. Invidia, da. E posibil, nu știu, dar așa ceva, adică, bă, pușcăriașule, adică, eu te face pușcăriașul poze, adică vorbea singur, de om nebun. Că nu spunea că vorbea cu cineva. Nu vorbea cu ofițerul de acolo? Că așa a declarat în postare. Păi el declară el, dar el... Probabil o fi întrebat și pe ofițer, dar eu când a trecut pe lângă mine, mi-a zis, eu te face cu șcăriașul poze. Dar vorbea singur. Dar vorbea și tare, să-l fie auzi. Era ostentativ, am înțeles. Ostentativ, da. Păi și a doua oară, când spune el, mi-am dat de examen cu șutul în geantă. Da. El a trecut pe lângă mine a doua oară, că deja incidentul s-a petrecut, s-a consumat. El a trecut pe lângă mine tot ostentativ. Ca să-i dau o palmă, dar îl dau seama că nu mai fac așa ceva. Păi prea punea la altceva. Da. Da, au trecut vremuri. Domnul Becali, lăsați lucrurile astea lumești că vă îndreptați acum către cele, nu? Sau? Da. Nu vă... După aia vorbeam, vezi? Că diavolul ce a zis? Stai că te duci la spovedanie, la împărtășare, la cele sfinte, stai că scot un demon în cale ca să te ispitească să faci păcat. Să zice... Să zic, la duc. Să zice și păcatul acesta, da, trebuie să-l... Păi normal că zic, păi, dar îți dai seama că îl zic, păi. Este păcat, trebuia... Să mă facă, nu-l aud. Da. Mulțumim pentru intervenția noastră, domnul Becali. Mulțumim? Zic, mulțumim pentru intervenție. Cam... Bine, hai să fiți sănătoși, bucurii sfinte. Mulțumim, la fel. Mulțumim, domnul Becali, da. Interesant acest conflict între un fost europarlamentar și un actual europarlamentar. Acum, n-avem punctul de vedere al domnului Preda, dar din ce spune Gigi Becali, e istoria romanțată a conflictului. Da. Dom'le, m-a și bătut un pic, m-a și prins, nu știu, poate până de seară mai are două update-uri pe pagina de Facebook. Vă spun, abia am ieșit, mi-am scos certificat medico-legal, adică pare un pic așa... Dar îl știm pe domnul Cristi Preda, că știm pe așa domnul e Becali, dar țeapă știi... așa un pic, da, înțeapă. E provocator, e un agent provocator. Are genul acesta de și dacă de are și cu cine. Da. Bun, între timp hai să dăm și niște vești extraordinare. Domnule, a ajuns... Mai bune decât cele de până acum? Protestatarul Dide, pe care așa. Îl știm, unul dintre liderii formațiunii rezist, să zicem așa, domnule, a ajuns în cancan, am văzut, am citit... E personaj modern, înțeleg. Da, a ajuns o celebritate, a fost urmărit la plajă, înțeleg, weekendul acesta de către... Domnule, se ocupau cu celebritățile oamenii ăștia, acum au trecut la zona asta de... Uite ce n-ai înțeles tu aici. Ia să vedem. A fost pe plaja milionarilor, plaja da? Milionarilor. Plaja milionarilor din Mamaia. Nu știu care e asta, da? Păi... Când voi fi milionar, o să-ți spun. Plaja milionară de Mamaia e frecventată de personalități consacrate ale vieții politice și nu numai. L-am găsit acolo pe un fost ministru, fost șef ANPC, pe domnul Dunca. Da. Așa, de la Brașov. Mare PSD-ist. Mare PSD-ist. Da. L-am găsit acolo pe domnul Teodorovici. Iarăși, mare PSD-ist. L-am găsit pe domnul Pleșoianu. Acolo, iarăși. Viitorul președinte al României, practic. Era firesc ca și mișcarea rezist să trimită pe cineva pentru un mini-protest local, doar pentru PSD-iști ăștia, știi? Vezi un Teodorovici, vezi un Pleșoianu, vezi un Dunca și nu trimiși un Dide de la protestul rezist să deci spună prezența jos PSD, jos PSD. Fără penal pe plajele publice. Fără penal pe plajele României. Afară, da. Afară cu penalii din... Deci, practic, prezența domnului Dide probabil a fost tot sub formă de protest. Poate, nu știu. Sau poate, pur și simplu, a avut o vacanță de la... protestul, la meseria de protestat. Marea neagră, neagră ca noaptea, noaptea ca hoții, Partidul da. Social Democrat, oarecare logică există, dar e bine să nu, nici în vacanță să nu rămână așa neprotestați acești oameni. Așa este. Din obișnuință. Între timp un protest... Că a fost școala de vară a PSD, scuză-mă că ți-ai... Da, adică... trebuie să admitem și lucrurile. Trebuia să ai acolo. Între timp vă spuneam că un alt protest a fost al oamenilor care au cumpărat bilete într-un tren cu un singur vagon. Asta e un lucru care se întâmplă în România. Îți cumperi un bilet... Nu... Oameni care se temeau atât de mult de singurătate încât au vrut să intre toți într-un spațiu foarte închis. În forma de experiment, adică ce se întâmplă în România... Câți români în cap într-un vagon? Hai să vedem despre ce a fost vorba. Un echipaj de poliție sosit la fața locului a încercat să-i calmeze pe oamenii care au blocat trenul în stația Eforie Nord. Doar așa
acum. Fiecare aveți locul în vagon, adică pe loc. Unii călători au ales să plece cu alte mijloace de transport. Alții s-au înghesuit în toaleta vagonului ca să poată ajunge la destinație. Da, cam așa se întâmplă și cu Partidul Social Democrat, care vine cu niște promisiuni în fața populației și în momentul când trebuie să-i țină promisiunile acelea, te trezești cu un singur vagon. Păi, domnule, unde vreți să stați dumneavoastră pe că nu vreți că avem un singur vagon? Păi ne-ați promis, ne-ați vândut bilete pentru mai multe vagoane. Una e ce vorbim, alta e... De escrocherie ați auzit? Una e da. Una, alta e alta. Acum ați și trăit. Băi, nimic, nicio destinație. Deci nicăieri, oriunde s-ar fi dus acest tren, nu mă interesează, nu vreau să știu, nu justifică o călătorie într-o toaletă de tren din România. Deci nu există. Deci doar dacă viața ta e pusă în pericol, da. Mergi, te ascunzi în toaleta WC-ului, dar trebuie să te gândești de cine e pusă. Că dacă e pusă în pericol de asasinii care au venit după Dragnea, nu te ascunzi în toaletă, nu intri în toaletă din cauza asasinilor. Dar nu știu, dacă ar fi cineva, un profesionist, zici, băi, intru un pic în toaletă. Altfel, nu ai de ce. Deci nu se merge. Mai bine rămâneți unde sunteți. Hai să vă dau ce și... putea fi atât de important? Să vă dau și linia discursului pe care ar putea să o ia oamenii aceștia de la CFR, mă rog, ar putea să meargă pe ideea pe comparație. Așa se face. De fiecare dată când un polițist face niște abuzuri, și, dumne, știți ce se întâmplă în America? Nu, asta a fost în străinătate. Voi știți ce e acolo în America, de exemplu? Ați auzit de American Airlines, de exemplu. Este o companie aviatică din America care, mă rog, are aceste proceduri. De exemplu, vinde tot timpul mai, dă mai multe bilete decât locuri, pentru că s-a constatat într-un studiu că vin mai puțin oameni, se îmbarcă mai puțin oameni în avioane decât cei care spun inițial că o să vină. Și atunci au aceste proceduri. Iar în momentul când săraci. Ne trezim cu prea mulți oameni, prin tragere la sorți este eliminat unul dintre ei. Da. Este un contract pe care îl are, mă rog. Deci această companie America Airlines despre care da. Vorbești tu cu practica asta, e o companie de săraci. Deci e condusă de niște săraci și deținută de niște săraci. Pentru că nicio companie rezonabilă nu trăiește cu frica, cu spaima că rămâne cu două, trei locuri libere și vai, vai, vom intra în faliment. Hai să își vedem niște imagini cum este scos un doctor deci, dacă acolo, nu sunt niște muritori de foame, n-au de ce să facă deci, genul ăsta un doctor artificii. I s-a propus doctorului această tranzacție, mă rog, în urma căreia ar fi rămas într-un hotel, mă rog, i-ar fi plătit biletul, cazarea, mă rog. I-ar fi luat mașină nouă, da. I-ar fi zugrăvit casa. Și m-a zis, domne, am o operație pe care trebuie să... Hai că aducem pacientul aici. Haideți să vedeți prin ce l-au trecut pe omul ăsta. Deci așa este scos acest doctor care nu și-a refuzat această mișcare a tragerii la sorți. Mă rog, este o știre care a fost celebră la momentul respectiv. Bună seara, Ștefan Nedvești de la Capital. Să trăiți bună seara. Ce se întâmplă la noi în țară? Revenim pe meleagurile noastre, unde avem și noi genul acesta de situație. Ce am înțeles, pacientul extras din vagon nici măcar nu era român, era asiatic. Corectați-mă dacă mint. Dar nu, n-am zis că e român. Era un cetățean, nu era din România. Am dat un exemplu de la ce se întâmplă în America, deci, la companiile aviatice. Trebuie să ne gândim ce s-ar întâmpla într-o țară asiatică și în mod normal acel cetățean a primit același tratament. Dar acum revenim la problema noastră. Ce s-a întâmplat cu acest tren, care văd că a vândut mai multe bilete decât au vândut 500 de locuri într-un singur vagon, da? Pentru că, dacă vă aduceți de aminte, în anii 90, acele trenuri spre mare, trenurile soarelui, cum le numeam noi, da. Dacă țineți minte, atât de lungi erau, aveau 15-17 vagoane, dacă... Țineți minte, se formau de la Satul Mare până în Mangalia, vreo trei garnituri una după alta. Și în mod normal acele trenuri, cel care oprea în Eforie Nord, ultimul vagon era în Eforie Sud, dacă vă aduceți de aminte. Da, 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 puteai să mergi. Acum este un singur vagon, mai sunt 15 sau 17, dar sistemul de vânzare al biletelor e cel din anii 90. N-a reușit să ne adaptăm. Am rămas în anii 90. Asta este
singura explicație, pentru că nu este singurul tren. M-am întâlnit cu N momente, N persoane care au urcat în tren și cu loc cumpărat, pe același loc au fost mai multe persoane, 3, 4, 5 persoane. Voi vă dați seama în ce țară trăim noi dacă CFR Călători ne vinde un loc de 5-6 ori? Ștefan, acum nu e ca și cum CFR Călători era singura instituție care ne venea în minte când vorbeam de profesionalism. Aia nu era ca și... Dom'le, dacă și de CFR Călători s-a ales praful, trenurile atunci chiar că nu mai merge nimic în țara asta. CFR nu sunt ale lui CFR Marfa. CFR Marfa stă care oameni în cazul ăsta. Da, poate CFR Marfa ar căra mai bine oamenii decât îi care CFR Călători, că e cert că CFR Călători care cum nu se poate mai prost. Deci mai rău decât CFR Călători nu cred că există în momentul de față. Basca, nu înțeleg obsesia asta. CFR Călători există mai rău decât CFR Călători? Gradul de ocupare în trenurile spre mare undeva între 85% și 90%. Deci nici nu e 100% gradul de încărcare spre mare. Atâta s-a putut. Dar nu înțeleg cum am ajuns de la trenurile alea cu 15 vagoane la trenul cu un singur vagon. Adică noi e lucrăm numai cu extreme. Uitați-vă în partea privată, la firmele private. E foarte simplu. Câte companii și cât fier vechi s-a vândut în ultimii 15 ani în România? Ai auzit de trenurile daneze care circulă în acest moment sau dau să circule pe ruta Timișoara, Arad, Oradea, Cluj? Adevărul e că, lăsând gluma la o parte, da, de anul viitor se va liberaliza piața feroviară. Asta este. Și automat firmele private de cale ferată, de călători din toată Europa, pot să vină în România și atunci să vedeți concurență. Uite, mă gândesc că poate atunci nu o să ne mai vândă CFR-ul același scaun de 20 de ori persoanelor diferite. Nu știu, zic și eu așa. Probabil că un tren din Suedia sau din Norvegia va circula pe ruta București-Constanța-Mangalia. Da, mulțumim Ștefan Ezveș pentru intervenția ta. Ne întoarcem după pauză cu scandalul pozei pe care a publicat-o Victor Ponta aseară. Tare de tot, bună România! Bună România, ne-am întors în direct. Poza zilei vine de pe Facebook-ul domnului Victor Ponta, acolo unde acționează și de unde trage din când în când cu câte o acuzație, cu câte o imagine. O vom vedea de acum înainte, pentru că a amenințat domnul Victor Ponta, care înțeleg că va fi prezent aici la B1 TV în seara aceasta, că va veni și cu alte poze care să vină să certifice ceea ce vedem în minutele următoare. Hai să vedem poza care a iscat tita mai scandalul. Astăzi s-a făcut analiză pe această fotografie, se pare că s-a intervenit, că nu e autentică. Mai mulți oameni de specialitate s-au pronunțat și au sesizat că între cei doi se pare că ar mai fi fost cineva și s-a produs acolo o extorsiune, a fost extras în poză pe omul respectiv. Cred că era mâna domnului Oprea. Răzvan, eu cred că era chiar domnul Oprea cu tot între cei doi și a fost scos de acolo tocmai pentru a se distrage atenția de la și ce ne spune adevărata problemă. Ponta? Ce înțelegem din această imagine? Sigur, o să detalieze el, da, începând cu ora 21, da? Până la 21 ai să facem. Că domnul Dragnea era mână-mână cu statul paralel, care la momentul respectiv era reprezentat... Era umăr în umăr. Umăr la umăr era. Deci dar acolo în spate cine e? Este chiar doamna. Este doamna. Care vedeți bine că nu se simte deloc confortabil în această situație. Nici n-a vrut să vină la poză. Probabil că a fost invitat, a apărut în poză cumva, dar de la distanță. Și a fost invitată. Uite, poște ce se pozea. Crezi că i-a zis Liviu Dragnea? Codruța, vii să facem o poză? Nu vin, Liviule, lasă-mă în pace, mie de poze mi-ar de acum. Trebuie să-ți fac un dosar penal. Eu trebuie să te bag la pușcărie acum, uite, acum stau și... Dacă mă bagi la pușcărie după aia, nu vrei să mai întâi să facem o poză și mă bagi după la pușcărie? Nu, fă-ți cu Maior, că văd că tu cu Maior te înțelegi și vrei să faci poză. Domnul George Maior fiind... Domne, fiind aproape fotomodel, domne, nu există om în țara asta care să n-aibă o poză cu George. Tu ai poză cu George Maior? Nu, dar poți să-mi confecționez. Poți să-ți faci? Îmi fac eu. Vorbește cu Gabriel Oprea. Din câteva mișcări. Să lucrezi artizanal. Știi că și domnul Ponta publică această fotografie și spune în felul următor. Liviu Dragnea cu statul paralel, da? Adică jumătate de stat paralel în spate, uite, Laura Culța Chioveși, mă rog. Și jumătate de stat paralel aici, la umăr, aproape de sufletul domnului Liviu Dragnea, adică domnul Maior. Da, nu era firesc să faci poză cu domnul Maior? Nu era domnul Maior mare PSD-ist? Nu se poza și Victor Ponta cu George Maior? Păi și cu Titus Corlățean? Era și cu Dan Mihalache? Nu era la SRI din partea Partidului Social Democrat? Nu, adică
Așa se... Mă rog. Așa s-a... Știi cum e? Când ești la SRI nu prea poți să spui din partea cărui partid ai ajuns. E adevărat. Acolo. E mai, e mai nu mai contează. Pe de altă parte, eu acum vă întreb, uitându-mă la acea fotografie, hai să mai dăm o dată pe domnul Maior. Mai avem o poză interesantă. Mai să avem facem... o poză care și ea, mă rog, ia, uite. Spune câte ceva. Eu uite-te și tu că nu e doar, nu e doar domnul Liviu Dragnea domne, dacă n-ar din fi partea fost, PSD-ului în poză. Dacă n-ar fi fost trei oameni politici în această imagine, aș fi crezut că e făcută la Disneyland. Știi? Mickey Mouse și câțiva turiști vizitând atracțiile locale. Deci toată lumea își face poză cu domnul Maior. Nu știu, care e rușinea? Sau domnul Victor Ponta? Nu e nicio rușine. Nu crede în povestea asta cu statul paralel, nu? De când nu mai e membru PSD cu acte dânsul, nu mai crede. Era coleg cu Liviu Dragnea, crede, acum nu mai crede. Da. Am înțeles. Eu am să citesc pe domnul Stelian Tănase, care la un moment dat a zis foarte bine în legătură cu domnul Liviu Dragnea, o sintagmă. Domnule, e o ființă foarte tranzacțională, domnul Liviu Dragnea. Mi se pare foarte specific domnului. Uitându-mă la... cu cât dați Maiorul? Actualmente ambasadorul României în America, noi nu seamănă cu fostul ministru al sănătății care în momentul de față face parte din partidul domnului Ponta. Uite-te un pic la poză. Cu cine se asemene, domnule? Cum? Fostul ministru al sănătății care e la Ponta. Eu îmi dau seama că tu vorbești de Nicu Băniciu, dar mi se pare o comparație atât de... Iartă-mă, dar pare, de aici de unde mă uit eu, pare domnul Băniciu și s-a mai lucrat un pic. Adică aș merge și pe teza asta. Încearcă să te uiți și în celălalt monitor. Uite, poate, poate... Dom'le, din orice monitor, din orice ochi m-aș uita, tot mitraliera mi este. Adică, iertați-mă. Deci tu vrei să spui că te uiți la o fotografie cu vreau Dan să... Nica și cu... Vreau Nicu să vin Băniciu. Și cu teoria conspirației dintr-un alt... Poate într-un univers paralel, nu într-un stat paralel. Da, în fine, în fine. Între timp să știți că a avut loc o tentativă de asasinat peste Prut, în Republica Moldova. Apropo de Liviu Dragnea, care ce, a trecut Liviu Dragnea a fost la București. Ce vreau să spun este că acolo se și filmează lucrurile acestea. Adică domnul Liviu Dragnea vine doar cu povestirea asta pentru că are suficientă credibilitate. Există și un principiu. Poză sau nu există? Domnule, la Dragnea e suficient ce spune omul ăsta. Sigur că l-am crezut cu toții. La domnul Dodon, de exemplu, a fost nevoie de o filmare care să certifice tentativa de omor. Am văzut-o weekendul acesta. Hai să urmărim. Momentul în care s-a vrut omorârea domnului Dodon. Da, iată, așa arată o tentativă de asasinat sau poate o reclamă la mașina pe care o conduce, pentru că deși arăta într-o, mă rog, într-o, era într-o condiție destul de compromisă mașina, totuși s-a supraviețuit în mașină, n-a fost nevoie de nicio zi de spitalizare pentru niciunul dintre participanții. Așa, și cine? Bine, hai să mergem pe povestea asta. Da, să mergem. Cine ar fi vrut să-l ucidă pe Dodon? Cine și-ar fi dorit acest lucru? Cine sunt dușmanii lui Dodon? În afară de Soros, care vrea să-i omoare pe toți. Vrea să-i omoare pe toți Soros, dar am văzut că Soros e un incompetent. Dom'le, pare o nouă nereușită a domnului Soros. Deci, aș trece-o în CV-ul dânsului. Următorul protest va fi împotriva incompetentului Soros. Deci, avem nevoie de nu știu cum, mogul, cum îi spui domnului Soros? Nu știu în ce să-l încadrez. De genii ale răului mai incompetent. Da. Mai competente. Acum, nu știu, eu pe domnul Igor Dodon nu-l cred nici dacă s-ar fi avut succes. Tentativa nu l-aș fi crezut, ca să fie extrem de cinic și sincer totodată. Păi, el e prietenul rușilor. Da. E dușmanul românilor. Vrei tu să-mi spui mie că promotorii românismului au pus la care înlăturarea domnului Dodon? Sau despre ce vorbim? Nu vreau să treacă ziua de astăzi fără... Prea cred nimic. E mai credibil e Liviu Dragnea. Deci cerem în primul rând demisia domnului Soros pentru că... incompetență crasă și demonstrată. Așa, bă, e o rușine, o prezentă rușinoasă lume. Așa. În al doilea rând vreau să cer demisia fotografului Serviciului Român de Informații, care ai văzut ce poză totuși destul de... Deci o poză care îl compromite mai degrabă pe fotograf decât pe cei din imagine. Asta e o poză spune făcută, nu se înțelege nimic. Toată lumea zicea, de pare făcătură, așa de rău e făcută poza. Deci e făcută o poză care, uite de știu, l-a încadrat greșit pe erau alte vremuri, Maior. Se lucra cu alte, până n-au crescut bugetele serviciilor, Radu, se lucra cu aparatură veche. Nu știu. Dar avem o înregistrare, dacă fotografia asta nu ți-a plăcut, avem în schimb o înregistrare foarte reușită. Da, pentru că în acest moment cel mai în vogă artist nu este Liviu Dragnea, ci este cel care i-a cântat lui Liviu Dragnea. Se pare că el a participat și la o emisiune celebră pentru momentele artistice. Aproape la fel de celebră ca nunta, propriu zisă, nu? Da, hai să vedem. Salam a mai dat un recital undeva. Ia să vedem.
Iată imagini cu adevărat compromițătoare. O singură întrebare. Nu trebuie să le comentăm, doar să... Și oamenii ăștia de la Vocea României, nu? Da. L-au furat de la altă emisiune? Nu știu. Cum l-a furat Dragnea de la altă nuntă? Nu știu, l-au furat de undeva, că altfel n-are niciun farmec. Nu vreau să încheiem fără să tragem un semnal de alarmă în legătură cu ce se întâmplă în aceste zile în Bacău. După ce a plecat de acolo... E apă? Atât mă interesează. Apă nu mai e, dar nu mai e șeful de la SIE, nu mai e șeful de la DICOTA, sunt în București, acționează. Hai să vedeți un conflict iscat în Bacău weekendul acesta, între un adolescent și un cetățean trecut de prima tinerețe. Da, adolescentul este filmat în timp ce lovește un bărbat și înțeleg că este o chestiune care ține de bani, o chestiune financiară. Cetățeanul mai în vârstă datorează niște bani și iată cum se recuperează banii de la cetățeni. Cam așa face și ANAF-ul, nu? În momentul când are nevoie de, nu? De un pic de... Da, și mă uit la aceste imagini și îl văd pe Ionuț Mișa. Punctul meu de vedere, nu sunt multe diferențe. Tot adolescentii și domnul din multe puncte de vedere, singura diferență e că poate, aici chiar exista o datorie reală. Acolo, la ANAF, știi cum e. Da. Ce e fals totul. Ce înseamnă când pleacă, uite-te și tu din... Până și SMS-urile sunt false, cele de la ANAF, că ne amintim acum câteva zile ne anunțau să nu luăm în calcul niciun mesaj primit de la ANAF pe telefonul mobil, pentru că niște genii ale răului au reușit să dea SMS-uri în numele ANAF. E, nici alea imagini compromitătoare pentru Bacău, uitați-vă și noastră ce înseamnă să plece șeful serviciilor de acolo. Să alege praful. Bun. Ne revedem mâine, să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune. Strabag vă prezintă